Bună ziua! Bine ați venit la Comentologie! Să-i dăm drumul! Aș vrea să încep rapid prin a-i aduce mulțumiri doamnei fost prim-ministru pentru neinspirata decizie de a-și face reapariția în mediul public. Este precum un accident împrăștiat pe marginea șoselei. Știi că nu este nimic în regulă, dar nu-ți poți lua ochii. Iar după aceea, numai despre asta sunt toate discuțiile. Cel puțin până la prima benzinărie, unde subiectul conversației migrează către covid sau purtat mască sau nepurtat mască, dacă este mașina bărbaților puternici, machist tradiționaliști care știe mai bine care-i treabă că doar nu a ajuns la 40 de ani fără să facă școala vieți și doar nu citește Facebook-ul degeaba zilnic. Rebăgatul în vorba al doamnei Dăncilă s-a petrecut abracadabrant, care este un cuvânt cel puțin la fel de inventat precum giroscop. Așa cum deja ați aflat după ce ați consultat Google-ul, giroscop este un cuvânt real. Putem și demonstra. Acesta este giroscopul în plină acțiune. Dăncilă l-a acuzat pe președintele Republicii că inventează cuvinte și le introduce fraudulos în vocabularul limbii cu complicitatea partenerilor de dialog de pe la diferite conferințe de presă. A, vai, Ce gest nerusimțit din partea lui Iohannis! Dacă este necesar, putem veni în ajutorul doamnei Dăncilă cu cuvinte de adevăratele inventate. De pildă... Difosfopiridinucleotid pirofosfatază, care este într-adevăr un cuvânt inventat de medici, când a trebuit să denumească o enzimă care catalizează reacția de disociere între o bază azotată activată sub formă de trifosfatat în formă monofosfatată. Și în lipsa unui cuvânt mai bun, i-au spus, cum i-au spus, pardon de expresie, că nu am curaj să pronunț din nou difosfopiridinucleotid pirofosfatază care apropo este cel mai lung cuvânt din limba română, enzima cea mai afurisită și probabil dușmanul cel mai crunt al Vioricăi Dăncilă. Și aș vrea să mai vin încă o dată în ajutorul acesteia. Cu toată sinceritatea acum, toate cuvintele din limba română sunt inventate. Ca așa funcționează cuvintele, în orice limbă. Pentru că nu puteam să comunicăm doar prin grohăiel și smucituri, s-au inventat cuvintele și s-a mers până acolo că s-a inventat un cuvânt care să desemneze în lipsa pozelor un aparat construit dintr-o roată care se poate mișca rapid în jurul axei sale, astfel încât planul ei de rotație să rămână fix în spațiu. Deci, undeva adânc, într-o explicație cu logică, dacă ești în clasa 4 Viorica Dăncil are dreptate. Cuvântul giroscop este un cuvânt inventat. Deci, din nou, mulțumiri și sărutări de mâini, Doamne! Mulțumiri pentru că s-a apucat și de altceva decât de prim-ministerizat, cuvânt original, inventat la comentologie. Și felicitări mai ales pentru întoarcerea atât de zgomotos pocnitoare în atenția publică. Pe de o parte pentru că prea erau toate triste și neamuzante de jur în împrejur, dar mai ales pentru că prea păreau și păream cu toții proști și neamuzanți de jur în împrejur. Acum, prin comparație, până și prefectul Bucureștiului, Gheorghe Cojanu, pare coerent incapabil, dar cel puțin coerent. Cât despre celălalt cuvânt pe care l-ar fi introdus președintele în vocabular și anume sertarizare, nu știu ce să zic. Pare într-adevăr un cuvânt inventat. Mă mir însă că Dăncilă nu l-a acuzat pe președinte că a încercat introducerea în limbă a unui alt cuvânt care pare mai evident decât oricare altul că este inventat și inexistent, și anume Iohannis ce e aia Iohannis? cei i Iohannisul? Pe lângă cuvântul Iohannis, sertarizare pare care are chiar conotație științifică. Ba chiar pe lângă Iohannis, nu doar sertarizare, dar și dulapizare sau șifonizare par cuvinte nu doar reale, dar și necesare. Belgia a revenit la starea de urgență. Franța la fel. Din pricina extinderii accelerate a epidemiei de COVID, și asta în timp ce la București autoritățile nu prea știu câți locuitori are capitală. Iar acel indice de infectare a fost când 2,4, când 2,6, când din nou 2,4 la mii de locuitori. Și de câteva zile iată că s-a depășit cifra 3. Nu prea suntem de acord cu cei care spun că această criză sanitară din România este generată de guvern. Este foarte adevărat că cei care gestionează această situație nu sunt premianți. Pentru că în afară de... Efectele măsurilor se vor vedea peste două săptămâni, nu prea mai auzim nimic altceva. Iar când auzim, este halucinant. Iată imagini. La nici 5 ore după ce DSP-ul ne va trimite documentul și îl vom studia, noi vom convoca Comitetul pentru Situații de Urgență. Da, am mai făcut o afirmație că eu nu am avut numărul, așa este. Nu am avut numărul de îmbolnăviri, eu eram la cumpărături, eram la cumpărături, am fost înștiințat de domnul colonel Precum de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență că este 3,02. Acesta este Gheorghe Cojanu, prefectul Bucureștiului, fostul. Era la cumpărături și situația dezastruos contaminantă din oraș îi era necunoscută. Probabil că prefectul Cojanu și-a petrecut ultimele luni în parcare la hipermarket, umblând, cum știm cu toții, fără succes. După un cărucior care nu scârție și care nu merge doar în direcția în care vrea el, pentru că doar așa se explică seninătatea cu care își prezintă ignoranța nu doar asupra cifrelor, cât și asupra îndatoririlor funcțiilor pe care le deține. Desigur, nu putem spune nici măcar că cei de la Ministerul Sănătății sunt mai pregătiți să reacționeze. Problema acestui guvern este una foarte sensibilă. Poate că autoritățile române vor decide la un moment dat revenirea la starea de urgență, așa cum au făcut Franța și Belgia. Însă de Sfântul Nicolae trebuie să mergem la vot. Iar lucrul acesta echivalează cu o scenă de coșmar pentru decidenții politici. Cum să te oblige statul să stai în apartament din nou între anumite ore și să te lasă să te plimbi la maxim un quartal distanță de casă și să completezi din nou adeverințe după care să te cheme la vot pe ideea că procesul în sine se desfășoară în deplină siguranță. Pentru că există antecedente, spun ei. Acum, la locale, în septembrie, când a mers lumea la vot și nu s-a infectat nimeni. Poate doar câțiva la chiolhanurile victoriei de după. Senzația noastră este că atât Arafat cât și Tătaru sunt depășiți de situație și și-ar dori să acuze publică OMS-ul este de vină că nu a declarat în timp util pandemia. OMS-ul este de vină pentru că nu a supravegheat răspunsul Chinei la focarul inițial și tot Organizația Mondială a Sănătății nu a sfătuit țările despre cum să răspundă prin restricții de călătorie. Dar nici Tătaru și nici Arafat nu pot acuza deschis OMS-ul pentru că dacă ar face-o, nu ar mai fi bărbații politici ai zilelor noastre. Și în plus, nu e bine să superi niște cetățeni deja supărați. Cei doi cântă în fiecare zi același imn pe la televizoare cu versuri poruncitoare de genul. Nu mai sunați la 112 pentru concedii medicale. Purtați mască, păstrați distanța, spălați-vă des pe mâini câte 20 de secunde cu săpun și nu mai stați la terase în forma curbată a paiului înfipt în frape. Bine. Bine. Păstrez distanța, mă spăl pe mâini, îmi calc pe inimă și mă cer dacă este necesar și prin tramvai cu coparticipanții la călătorie, ori prea proști, ori prea inconștienți ca să poartă mască, îmbogățesc emagul cumpărând măști supraevaluate, fac orice mi se cere și aparent este necesar și stabilit prin decizie guvernamentală, fac tot ce mi se zice. Dar tu, statule, ce faci de fapt pentru noi? Că dacă faci, ori nu se vede, ori vedem, dar mai bine ne-am fi pierdut vederea că ce vedem că a făcut statul este noaptea minții. Multe instituții sunt profund depășite de momentul în care ne găsim. Uitați-vă de pildă la DSP-uri. Parcă sunt niște tablouri cu natură moartă vândute la iar Maroc sau niște cuiere imobile îngrămădite într-un depozit. Am văzut plăci de faianță pe la morgă, mai pline de viață și mai dispuse să facă ceva. Gândiți-vă cum ar fi fost dacă miile de medici care au plecat din țară erau zilele acestea în spitalele din România. Nu am fi fost parcă o idee mai liniștiți? Am fi fost? Poate n-ar fi fost medicii, dar înțelegeți ideea. Ce nu înțelege statul este că se văd peste tot carențele unei societăți ținute în mod deliberat în bezna ani de zile și ale unei administrări de țară incompetente și diletante. Mai mult pe declarații la televizoare decât pe decizii competente. În consecință, de unde să vină răspunsul public solidar la apelurile guvernanților? E reacția firească a cetățenilor, nu-i așa? Mai ales când statul, prin instituțiile sale, a fost mereu un adversar hulpav pe care trebuie să-l tragi în piept ca să existe. Cum să devii dintr-o dată un aliat al său? Văzută de sus, de pe buza craterului, învăluit în negură, toată această situație pare că e lavă, pe care politicienii o conștientizează și o simt cât de fierbinte este, dar nu au curajul decât să sufle cu buzele țuguiate înspre ea, de teamă să nu se frigă, la alegeri. Așadar, de Sfântul Nicolae, românii vor merge la vot pentru parlamentare, iar afară va ninge exact ca în manualele de încălzire globală, pentru o cât mai completă senzație de poveste autentică. La comentologie, colecția de toamnă-iarnă la brățări de oțel și zeghe de șifon ne este prezentată de această dată de doamna Laura Codruța Căveși. Ea a anunțat în cadrul forumului online Eurosfat că parchetul european va încheta peste 600 de dosare de fraude cu fonduri europene. și a citat un studiu recent care arăta că daune cu TVA s-au format în decursul unui an în interiorul Uniunii Europene undeva între 30 și 60 de miliarde. Miliarde de euro! Bănuim că la aflarea acestor vești brusc au explodat vânzările de insecticide. Dansul celor cu musca pe căciulă în jurul focului nu a fost unul dezlănțuit, ci doar o prăbușire într-o transă adâncă. Cei care se simt vinovați au un motiv în plus pentru a mai face câteva nopți albe. Cotidianul Le Monde a publicat relativ recent o amplă analiză în legătură cu scandalurile de corupție legate de fondurile europene din statele din estul Europei, arătând că liderii unor partide s-au îmbogățit sau că și-au îmbogățit apropiații, deturnând bani de la Bruxelles, care est se pare că începe cum privești spre Europa dinspre ocean. Aș vrea să nu-și imagineze careva că restul cetățenilor din restul statelor europene sunt niște zâne care nu ar băga mâna în pușculița Uniunii nici dacă îi bați cu fișicuri cu monezi de 2 euro. Diferența între modul în care se fură în statele din vestul Europei și cele din estul Europei este uriașă, ca să zic așa. E adevărat și la ei se fură. Dar la noi se fură tot și fură doar unii și întotdeauna aceeași. Știm cu toții câte ceva despre asta. Pentru că la noi atragerea de fonduri europene a avut de cele mai multe ori o anume conotație. Iar dacă vrem să vedem dovezi, putem să ne uităm în urmă la guvernarea care a stat cel mai mult la putere în România. Sunt cam trei elemente care au stat la baza dezvoltării zonale europene. Viclenia, spontaneitatea și curajul atribute pe care un lider politic regional sau nu era obligat să le aibă. Vorbim de acel lider reticent la sugestii și precaut cu oamenii de o inteligență comparabilă sau superioară, care se bazează doar pe ginta lărgită din care face parte și pe loialitatea neamurilor. Principiul existent mai ales în societățile tribale. Pentru că nepotismul este mai stabil decât meritocrația. Aspecte care nu prea sunt congruente cu atragerea de fonduri europene, ci cu acumularea de capital personal sub formă de vile cu blat de marmură la intrare, mașini negre cu clanțe nichelate și drone de filmat proprietățile să arate spectaculos și să se vadă bogăția de la mari înălțimi. Am înțeles că sunt producători de drone care au trebuit să-și remodeleze produsele ca să se poată ridica suficient de sus cât să poată cuprinde mai ușor conacele, lăcomia și tupeul. Și asta în timp ce la noi a funcționat și funcționează încă Ministerul Fondurilor Europene, care după cum se mișcă în ultimii ani, bănuim că dispune de o garnitură rarisimă de sine cu implicați, care îl conduc și îl reprezintă cu muțenie competentă și o nepăsare strigătoare la ceruri. Unde desigur plutește o dronă luată pe fonduri. Fără reforme structurale în domeniul accesării fondurilor, numite tot structurale, Sistemul uns al corupției, nepriceperii și birocrației nu se poate restructura și riscăm să rămânem niște înapoiați veșnic panicați și îngroziți de reproșurile intracomunitare. Ce ne bucură însă, măcar așa puțin, este că Laura Codruța Chioveșii nu a dispărut din peisaj ca Nichifor Lipan. Ba din potrivă, pare că se întoarce ca să rescrie Baltagul. Săptămâna trecută am zis câteva cuvinte despre cei cu diplome false. Vom adăuga astăzi câteva vorbe despre cei cu diplome aproape false și care între timp au devenit ei înșiși adevărați creatori de oameni cu diplome. Găbiță Oprea, căci la el vom poposi pentru câteva minute, a coordonat teze de doctorat a 21 de persoane între 2004 și 2013. 9 dintre aceste persoane și-au susținut lucrările la Academia de Poliție, iar 12 la Academia Națională de Informații, aflată în subordinea SRI. Și pentru că întreaga carieră de profesor universitar al lui Gabriel Oprea nu există în realitate și pentru că el a devenit profesor universitar și coordonator de doctorate în urma unui șir lung de ilegalități, cu complicitatea mai multor instituții ale statului, iată că și doctoratele obținute de cei 21 încep să și mai piardă din farmec. Din credibilitate, din legalitate și încep să imane mirosul specific al locului din care sunt expulzate respectivele doctorate. O decizie de retragere a două titluri de doctorat a fost emisă luna trecută de Consiliul Național pentru atestarea titlurilor diplomelor și certificatelor universitare. Odată din motive de plagiat unui doctorand coordonat de Gabriel Oprea și odată titlul de doctor retras tot din motive de plagiat unui doctorand de la Academia Națională de Informații a SRI-ului. Ăsta din urmă nu se numără nici printre cei cinci doctori coordonați de Gabriel Oprea și devoalați de presă în 2015 ca fiind plagiatori și nici nu este vreunul dintre cei opt doctori coordonați de Oprea care în 2016 au făcut cereri de renunțare voluntară la acest titlu pentru a preveni o eventuală decizie de plagiat. Uite așa, mai pierde România niște doctori și fără ca aceștia să plece din țară. Din păcate, pentru acești așa zis doctori se vor pierde niște sporuri babane, dar și mai grav se pierde din credibilitatea sistemului de învățământ care tinde asimptomatic către zero. Cu adevărat, un doctorat contribuie mai mult la CV și la bugetul personal. Pe de altă parte, dacă ai integritate, o ai și fără doctorat. Nu cunosc câte doctori în legislație sunt procurorii care se ocupă de caz, dar cert este că DNA Constanța i-a trimis în judecată pe Radu de și Decebal Făgădău, alături de mai multe persoane din administrația orașului, un arhitect și un administrator de firmă, într-un caz și într-un dosar de abuz în serviciu. Procurorii DNA îi acuză pe cei șase funcționari în cadrul primăriei Constanța, care ar fi reautorizat în 2013 în mod nelegal Construirea unui imobil de lux deja ridicat în proporție de 95% pe o plajă în Mamaia, pentru care anterior autorizația de construire inițială fusese anulată definitiv și irevocabil de instanța civilă. Pentru Radu Mazere, este o încununare a activității infracționale. Dar pentru proaspătul fost primar al Constanței Decebal Făgădău este doar începutul carierei de inculpat o carieră care cu siguranță va dura ani și ani de zile și va conține mulți metri de dosare. Sper să fie dosar cu șină, ca la primărie, și la final dosar cu executare. Și încă puțin despre politică și impostură. Florin Iordache, cel care a terminat facultatea de drept la Craiova la 45 de anișori, adică la vârsta la care mulți din justiție și din poliție ies la pensie, a fost ales ieri al alteri, președinte al Consiliului Legislativ. O sinecură pe viață pentru responsabilul cu altă întrebare. Știm că PSD-ul nu are oameni competenți. Știm că mulți politicieni au lipsă de ani sau zeci de ani în CV. Că nu toți au doctorate. Dar zău, altul nu mai exista. Să se fi mers un pic mai jos de atât și ar fi fost considerat foraj o cercetare speologică. Consiliul Legislativ este o instituție importantă pentru procesul legislativ. Angajații de aici avizează toate legile depuse la Parlament, astfel încât reglementările să nu se suprapună, să nu se contrazică prevederi din alte legi sau să nu intre în contradicție cu Constituție. Mănușă pentru cel mai competent dintre foștii miniștri ai justiției, în măsura în care competent se scrie cu in în față. Nu aș vrea să încheiem emisiunea fără să vă informez că, din păcate, au scăpat porcii. O să ziceți că este pentru că nu sunt legi și dacă sunt legi, ele nu se aplică și pentru că nu există determinare în actul de justiție și că porc la porc nu-și scoate râtul, precum fac corbii cu ochi. Să ne relaxăm. Nu este despre genul ăla de porci. Este genul foarte propriu de porci, genul care se regăsește tranșat în galantare la hipermarket. Accidentul s-a produs din cauza altui șofer care a frânat brusc și a virat la dreapta fără să semnalizeze. După ce șoferul ghinionist a tras de volan remorca, a început să se eclatine și s-a răsturnat. În total, 100 porci aflați în drum spre abator au scăpat din cuști și au fost adunați cu greu de pompierii trimiși la fața locului. Deci un tir cu porci s-a răsturnat pe șosea. Nu este pentru prima oară când se întâmplă. Am mai trăit momente de tristețe televizată când un vapor cu oi S-a răsturnat chiar aici, la Constanța. Atunci doar o mică parte dintre animale au scăpat. Dar niciunul dintre evenimente nu este pe cât de grav a fost evenimentul care a definit istoria și însăși existența ca nație băștinașă pe aceste meleuri. Și anume răsturnarea căruței cu proști. Din păcate nu avem imagini. Din fericire avem numele și locația celor mai mulți dintre ei. Dar despre toate acestea, într-o emisiune viitoare. Deocamdată însă, cred că putem să ne închem liniștiți la comentologie. Ne vedem săptămâna viitoare.